Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Acest clip va fi unul diferit și foarte scurt. Chiar dacă nu este despre electronică, am zis că poate ar fi interesant, ținând cont că e perioada de vară. Astfel de episoade vor fi foarte rare. Să desfacem acest pachet achiziționat de pe AliExpress. Și din câte se vede, avem două forme pentru făcut gheața. Observăm că acestea vin împachetate într-o altă folie din plastic. Să verificăm dimensiunile, lungimea de aproape 23 cm, lățimea de puțin peste 9 cm, iar adâncimea de aproximativ 2,5 cm. Un avantaj pe care îl consider util este capacul transparent. Al doilea avantaj, considerat de mine mult mai important, este partea siliconică flexibilă din spate, facilitând mult mai bine scoaterea cuburilor de gheață. Singurul lucru de care îmi fac griji este rezistența acestora, mai exact să nu se desprindă de restul formei din plastic. Dimensiunile cuburilor de gheață vor fi următoarele: lungimea de 3,5 cm, lățimea de 2,5 cm, iar adâncimea de aproximativ 2 cm. Și urmează partea cea mai interesantă, testarea acestor forme. Bineînțeles că am turnat apă în ele și după câteva ore bune în congelator, așa au ieșit. Capacul de deasupra se desface foarte ușor. Bineînțeles că nu pot să desfac niciun cub, așa că o să revin în câteva momente. Însă până atunci să vă arăt ce foloseam înainte. Aceasta fiind una dintre forme care s-a deteriorat, exact ce vă spuneam, în timp se desprinde acea chestie din cauciuc, probabil din cauza faptului că nu a fost prinsă bine, dar oricum a rezistat destul de mult timp. Să verificăm, să vedem cum se desprind cuburile din gheață, din acele forme, și observ că se scot mult mai ușor. Chiar îmi place. Hai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!